Chirea nu. Vreți să păstrați trufurul la Cârcea? Cu siguranță vrem să-l păstrăm, mai ales că o să ne avantajeze și terenul. O să jucăm finala pe stadionul de la Cârcea, un stadion făcut nou, care o să găsească peste 700 de spectatori. Da, totuși am însemnat o finală la Cârcea, dar fără Cârcea. V-ați gândit și la asta? Ne-am gândit și la asta. Deci acum risc meserii. Cum va fi duelul cu CSU? Pentru că vă bateți cu ei și în play-off. Ne batem cu noi și în play-off. Ne felicităm că și pe noi ne felicităm că am ajuns aici. O să fie un joc care se va juca pe teren până la sfârșit. Și mai bun să le câștigi.